Sunetul ce-l auziți este făcut de tribul de Masai, în care mă aflu în prezent. Tribul de Masai se caracterizează prin sărituri, care sare mai înalt și sar destul de înalt. Sunt foarte înalți, sunt îmbrăcați în roșu și acum ne arată dansul de întâmpinare, care este un dans vesel. Sunt aproximativ 4 și 5 milioane de Masai între Tanzania și Kenya. Ei sunt împărțiți politic, dar ei nu țin chestia asta, nu interesează politicul. Cei din Tanzania cu cei din Kenya sunt un trib și sunt uniți în ceea ce fac. Sar foarte, foarte înalt. Este uluitor cum poate să sară și au o tehnică, sunt ca niște arcuri și fără exagerare sar în jur de în jur de 70 de centimetri de la pământ. Sunt foarte înalt, sunt în jur de 1,9 metri. De necrezut. Fiecare Masai poate să aibă în jur de 40 de neveste, fiecare nevastă face în jur de 9, între 9 și 10 și 12 copii, deci un Masai poate să ajungă până la 400 de copii, deci familia lui să ajungă până la 400 de copii. Este ceva deosebit. Martin, yeah, Kimani. Camelia. Hey, Martin. Hello, Kimani. Jambo. Jambo. Nashikur. Hakuna matata. Hakuna matata. Alright, come closer. Yeah? Yep. Okay, so this is one of the Masai house. Mm-hmm. And we have some measures to go to pass through them. In terms of explanation, we have the so-called nomadic. Nomadic means movement. People travel from one place to another. Mm-hmm. And then they travel for reasonable, whereby they have livestock. And livestock need pasture, water, mm-hmm. and gas to survive. So if they have a shortage of pasture around, they used to move to go somewhere else to find out. And if they move, they cannot destroy the houses normally. Mm-hmm. They just leave the empty houses, and then they just come with those things which are necessary to come with, and then they leave the empty houses. They leave the houses the way they are. Because then, normally they turn back, yeah, to the place. Yeah, and then later on they come back. Yeah, yeah, yeah. And it will enable them, mm-hmm. to take over easier the houses they left before. Mm-hmm. So we have these houses, and this is the nature of the Masai house, made of wood, poles, grass, and cow dung. Mm-hmm. Mm-hmm. And also,
I mentioned poles, and also we use olduvai. I think olduvai is one of the plants whereby mm-hmm. we use as ropes mm-hmm. to mm-hmm. tight mm-hmm. to make up the house. So we use that such kind of plant. If you will go to olduvai, you will get explanation about them. Mm-hmm. Because they will explain about that. So after that, do you have a question? About no, it's fine. No, it's fine. Right. It's fine. With other stuff, with other measures, we can proceed inside of the house. Yeah. So, Camellia and Martin, you're welcome. Din cauza că sunt nomadici, de aceea casele se fac foarte temporar și se lasă unde sunt și se merge în alte părți unde iarba este mai mare. Acum intrăm în casă, este foarte, foarte mic și întuneric, nu cred că ne putea vedea ceva. Pare rău că nu am putut să filmăm înăuntru casei. Aceste case se construiesc și deoarece sunt nomazi, se duc după cu animalele în diferite locuri, lasă casele și se întorc la ele în diferite timpuri ale anului. Deci de aceea nu pun prea mult preț pe casă. Masaii sunt poligamici, pot să aibă până la 40 de neveste. O nevastă costă în jur de între 3 și 6 vaci, deci prețul echivalent. Dar fiecare nevastă trebuie să aibă casa ei. Deci având mai multe neveste, înseamnă să construiești mai multe case și face sens. Satul este înconjurat de mărăcini, practic, ton trees, cum se numește, sunt niște pomi care fac niște mărăcini ca acele și tot satul este înconjurat de acești mărăcini, lăsat doar o portiță care noaptea se închide. Jambo. Okay, so this is our kindergarten school. We live away from cities, so sometimes to get help from the government is a little bit difficult. We just see the government if they come to ask for vote during election. Same like in any country. Don't think only here. Yes. So if they come, we just fought for them and then they go away. So we are trying to help ourselves to build a generation with education background. He said this mob. We can have a look. And the bigger kids, are they going to school? The bigger? The big kids. No. Mama, no. Yama. Mama. Yeah. I say to start with Yama. Mm-hmm. Yeah. You join them. Și aceasta a fost vizita la tribul de Masai din Tanzania. Un trib care va continua să supraviețuiască în ciuda faptului că foarte mulți pleacă în orașe și își pierd judecă din valorile vieții și din tradiții, dar vor supraviețui pentru mulți ani și sperăm ca și generațiile viitoare să aibă posibilitatea să vină să-i vadă așa cum sunt ei, fericiți în puținul pe care îl au și în viața pe care o au de zi cu zi. Sunt Martin Aringhe și transmit din un trip de Masai din Tanzania, Serengeti.